te menajăm. Nu-i nimic cu sub cuață, ți-o servim verde-n față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Milionari de la miezul nopții. În această seară am invitat în studioul televiziunii naționale Antena 1 pe domnul Anton Nuncu. Domnia sa este redactor șef al cotidianului Curentul, un cotidian mai recent a apărut pe piața publicistică, și în dreapta mea se află domnul Ion Cristoiu, domn care nu are nevoie de nicio prezentare. Înainte de a trece să discutăm ceea ce ne-am propus în această seară, și este vorba despre politica externă a României, împliniri și eșecuri, eșecuri și împliniri, și cred că înainte de toate ar trebui să răspundem la întrebarea cine a făcut în acest an politica externă a României. Înainte de a discuta despre și a dezbate pe tema pe care v-am spus-o, aș vrea să întreb pe domnul Uncu ce înseamnă pe piața publicistică ziarul Curentul, cotidianul Curentul, ce își propune, ce a reușit în scurtul timp de când a apărut și unde vrea să ajungă. Nu încercăm o diversiune în peisajul presiei românești, dar pe undeva cam pe acolo stau lucrurile. Acum, fiindcă domnul Cristoiu este de față și eu am avut sentimentul atunci când a apărut evenimentul zilei că el a reprezentat la data respectivă o diversiune în peisajul presiei românești, tocmai pentru că a fost pentru prima oară când s-a eliberat informația de orice înstrângeri. Îngrădire, da. De data asta încercăm să facem un alt fel de diversiune, să readucem informația care în varianta aia mi s-a părut mie și cred că nu am greșit foarte tare, poate să mă confirme sau să mă combate domnul Cristoiu, s-a deplasat prea mult către periferie și a ajuns să cultive chiar morbidul la un moment dat. Diversiunea de tipul ăsta, dacă este o diversiune, sigur că nu este o diversiune. Țintește clasa de mijloc. Odată că țintește clasa de mijloc, deci are un grup țintă bine definit, dar sub aspectul scriturii nu își propune să cultive tot tipul de, sau toată gama de informații până la cele care ar putea să devină droguri informaționale în loc să fie informații utile. Ca grup țintă, într-adevăr, noi ne-am propus clasa de mijloc. Nu suntem singurii care ne propunem ca grup țintă clasa de mijloc. Din nefericire, această clasă de bea în formare, ne o căutăm cu disperare. Trebuie să o inventați la urmă, trebuie să o cultivați. Probabil, dar oricum să cultivăm sentimentul de apartenență la clasa de mijloc, pentru că anumite categorii ar putea să se revendice din această... Ceea ce am mai vrut, noi am vrut să scoatem la lumină sau să scoatem în evidență partea pozitivă a lucrurilor, partea frumoasă a lucrurilor. A fost o aventură, a fost și rămâne o aventură. A fost și este, cred. Și este în continuare o aventură, pentru că, vă spun, foarte greu. Odată că punctele de lumină sunt greu de depistat, și a doua pentru că ne-am pierdut de prinderea să le mai căutăm sau atunci când le găsim să le recunoaștem. Ceea ce este, într-adevăr, mi se pare grav. Ați plecat de la România Liberă pentru a face, pentru a lansa pe piață acest ziar, Curentul. Cum a fost despărțirea de cotidianul România Liberă? Destul de grea. Eu și acum o resimt, pentru că eu am scris primul articol la România Liberă. Când era asta? Asta se întâmpla în 1961. Da. Deci, din 1961 până acum, eu nu m-am desprins de România Liberă decât atunci când am fost forțat să mă desprind vreo 3 luni de zile. Cu ocazia unei arestări. Cu ocazia unei închisori. Da, exact. Dar telespectatorii și mulți dintre ei bănuiesc că sunt și cititori ai României Libere, vă găseau cu acea tabletă pe ultima pagină, sigur și cu editorialele din prima pagină. Vi se pare că scritura dumneavoastră, felul dumneavoastră de a scrie, a suferit modificări trecând la un ziar nou, la un ziar pe care practic acum îl conduceți fiind redactor șef? Da, a suferit într-un fel. În primul rând a suferit de nevoia de a-și refuza. Până acum vorbesc, astăzi
mă bag pentru prima oară de la regula pe care am stabilit-o, de a elimina din scritură invectiva. De data astăzi însă nu m-am mai putut abține. Comentariul pe care l-am scris astăzi are câteva fraze care pot fi... Invectivă totuși, că invectivă, invectivă, invectivă. Da. Impozit pe prostie, poate încă din titlu găsim o invectivă. Bun, vă mulțumesc și sper că eu voi încerca și sper ca și dumneavoastră și ziarul Curentul să mă ajutați să fac o permanență din prezența dumneavoastră la emisiunea Milionare de la miezul nopții, începând, sigur, după ianuarie, după vacanța pe care o să o luăm. Domnul Cristu, dumneavoastră v-a schimbat scritura de trecând de la evenimentul zilei la Național? Că tot veni vorba. În primul rând trebuie să spun și o părere despre Curentul. Eu, nemai fiind director de gazetă, am această libertate, având și un statut incert, cum a spus un influent personaj politic, adică nu se știe dacă sunt editorialist, consilier, mă rog, oricum sunt cititor de la bibliotecă. Într-adevăr, sunt într totul de acord că formula pe care am creat în 1992 nu mai merge, după părerea mea. Am mai și spus-o, de fapt, în această emisiune. Și dacă aș fi făcut un ziar, probabil că aș fi făcut în stilul Curentului. Părerea mea este că oamenii care pot să-și permită să cumpere ziare nu mai sunt interesați, deci care își pot permite, nu mai sunt interesați nici de crimine. Asta e un exemplu, e concludent, îl reprezint eu, ca analist politic și ca reprezentant al clasei de mijloc, mă pot considera. Adică, așa, eu sunt gazetele, după formula evenimentului zilei, nu le fișez. Eu iau toate gazetele și fișez pe teme pe astea. Curentul este unul dintre ziarele pe care, deci prin soliditate informație, îl fișez. La început ziarul a fost ușor, a fost neutru până la platitudine și nu-i dădeam nicio șansă. Adică era chiar plat. Și a început să muște după aceea. În ultimul timp a început să muște, s-a înscris. Adică e foarte interesant că el a făcut, un fel de pan, dacă se poate spune așa, de scară împreună cu Cotidianul. În timp ce Cotidianul m-a încântat, începuse să la un moment dat, să, nu se muște, să fie un pic mai, așa, nu agresiv, nu violent, așa, mai colorat, așa, mai intensiv, în ultimul timp muște, a căzut așa, iar s-a întors la... Pentru că totuși românii au nevoie de atitudine. Formula de tip occidentală, neutră, nu are cum, nu înseamnă... Dar unde mai e formula asta? Da, nu e nicăieri, asta este o legendă că este o formulă neutră. Asta e problema. Dar spuneți-mi, ce vine după clasa de mijloc? Urcând. După clasa de mijloc vin cei care nu citesc nimic. Adică îmbogățiți de război, de revoluție. Ce, bogații, săraci și clasa de mijloc? Și acum vreau să spun, să răspund la întrebare, pentru că eu... Ce citesc bogații? Asta era întrebarea cu altă cuvinte. Bogații nu citesc. Bogații citesc top modelul. Care sunt foarte interesante, așa cum arată, de citit numai, că, de cum să spun, de stat cu ele, sunt plicticoase până la Dumnezeu. Cred eu, nu mă rog, n-am mai face. Hai, spuneți-mi cine a făcut politică. Ați vrut să mă spuneți deci ceva? În legătură, răspund. Da, e foarte important, mai ales când ne apropiem acum de anul nou și cred că este ultima emisiune din acest an la care vin. Da. Mi-au reproșat foarte multă lume că când am revenit în presă mi-am schimbat într-un fel. Da, nu mi-ați răspuns la întrebare, da. Păi da, să spun, mi-am schimbat stilul, într-adevăr. M-am apropiat mai mult de literatură, de pamflet, ca să spun așa, având ca model pamfletul Barghezian. Explicația este foarte simplă, deci sigur, și la evenimentul zilei, în ultimile, să spunem, în 1996, am fost mai neutru, pentru că mi se tot se condeu, adică scrisese în timp de 7 ani despre Ion Iliescu, încât nu mai avem nicio metaforă. Cei care au venit sunt prea proaspeți pentru scriitorul Ion Cristoiu ca să nu pot să nu mă încânte. Da, probabil că după ce vor trece și mi se va toci penița, eu sper că nu vor sta așa de mult ca să mi se tocească penița 7 ani, probabil că va deveni mai rece. La care s-a adăugat și un lucru foarte important, un timp,
deși și domnul Uncu a fost la un moment dat în echipă și tu ai fost și acum mai suntem, mai ales prin ianuarie, februarie, după asta și când am revenit în aprilie, m-am simțit la un moment dat singur în corul de colinde al Noii Puteri. Acum, sigur, în legătură cu guvernul, e un vaier general și parcă simt nevoia să-l lauă pe domnul Victor Ciorbea, să-i găsesc ceva pozitiv. Dar o anumită violență pe care mi-a reproșat-o mult a venit și din faptul că vedeam că împăratul e gol și trebuia să țip, că când împăratul e gol, trebuie să spui că e gol, că altfel dacă... Pe gerul ăsta, domnul Cristos. Da, mă rog, și pe gerul ăsta e gol, da. Cine a făcut politica externă a României? Politica externă a României, deci, dacă ar fi să fac o enciclopedie a lumii, eu aș spune, acolo unde se trece țara, producția principală. Producția principală a României este de diplomați. Din 1000, în mai ales după noiembrie, a făcut diplomație, politică externă, au făcut toți. Și primarul din Fălticeni, ca de un exemplu, și președintele țării, și ministrul afacerilor externe, și domnul Dinu Gavrilescu. Ați observat că a fost un întreg balet de călătorii în străinătate, miniștri de la ai frunzei și ai părului, până la miniștri, cum să spun, până la președinte, ai unghiul, tot au zis, doamne, mă duc la simpozionul X ca să fac integrare, să zicem, să intrăm în NATO sau în Uniunea Europeană. Culme, reprezentantul domnului Ion Deaconescu, care ați văzut, s-a dus, l-am chemat aici, a fost primul mare politician mai important care s-a dus la Moscova, mă rog, pentru prima dată, nu știi nici rusește. Deci, eu cred că este o boală această chestiune cu diplomația. Poate ne-am profilat pe diplomație, ar fi interesant, decât pe mure. Uite, noi românii să avem producția, alții, aia, Cuba nu știu ce face, ce are, zahăr, Venezuela, o banane, Republică Bananieră, se spune. Uh-huh. Și noi vom fi Republică Diplomaticieră, cam așa ce. Noi facem diplomați, doamne. Suntem specialiști. Hai să vedem ce spune și domnul Uncu. Chiar devine puțin plicticoasă. Am să vă spun de ce. Mă găsesc în situația de a fi foarte de acord cu ce spune domnul Cristos și atunci dialogul nu se leagă. Haideți să găsim un motiv să ne certăm puțin. Nu. Acum hai să o luăm de la capăt. Apropo, cine face politică în România? Externă. Politică externă în România. Eu să vă așa după carte, nu? Președintele României, ministrul de externe, echipa din Ministerul de Externe cu toate, cu toți directorii generali pe domenii, pe nu știu ce, mițică politică externă fac și ambasadorii în măsura în care reușesc să o facă și nu toți sunt în stare să facă o bună politică pentru România, dar la final ajung la concluzia domnului Cristoi, în România politică a făcut politică externă, toată lumea care a avut prilejul să ia contactul cu reprezentanții statelor. Era nevoie de acest minister al integrării europene, n-am nimic cu domnul Hărlea. Nu, aici și la noi este mod asta. Ori două pălării pe un cap, ori un cap cu două pălării, nu știu cum să spun, e foarte ciudat. Două ministere de externe, de fapt. Așa cum, dacă se menține anomalia asta, un cap și două pălării la Ministerul Comerțului, Industriei și Comerțului. Astea sunt două ministere distincte. Da. În schimb, aici facem două ministere, acolo facem un singur ministru la două ministere. Acolo avem două pălării pe un cap și aici avem două capete cu o singură pălărie. Eu aș vrea să precizez însă următorul lucru, destul de grav. Eu am spus în glumă, mă rog, dar în glumă, în spate acestei glume, este un lucru serios. Deci, au fost folosiți de foarte multe persoane pretextul că merg pentru politica externă a României în străinătate. Și pe mine trebuie să mă face să surut când aud pe toți cei de la putere spunând că, de exemplu, invocăm salariile mici. Mă rog, nu zic de domnul președinte că te supăr. Dar chiar și domnul președinte Emil Cotănescu a spus, domnule, i-a spus Cristine Țopescu că domnia sa are un salariu mai mic decât al Cristinei Țopescu de la ProTV. Eu vreau să spun că în România de după decembrie 1989, călătoria în străinătate este un uriaș privilegiu. Deci, în condițiile țării noastre, unul din marile privilegii pe care nu le-au nici măcar oamenii de afaceri, sunt călătoriile în străinătate. Sunt diferite pretexte. Domnul Dinu Gavrilescu a stat în Canada, nu știu, era uitat, îl uitat să le-a, credeam că l-au furat renii.
Păi nu vă supărați. Eu nu cred că vă unul de aici, nu noi, că noi suntem clasa de mijloc, aproape sărați așa. Dar nici măcar unul din 10 miliardari aceștia îmbogățiți de război, de revoluție, nu-și pot permite, pentru că costă o călătorie în străinătate, chiar costă. Și să nu uităm că orice ministru care s-a dus, ministru parlamentar, sub pretextul Poliției Externe a României, nu a stat la motel. Adică a stat la hoteluri, mă rog, a făcut și multe târguieri. Da. Deci de asta, de aici ideea că în România toată lumea a făcut politică externă, pentru că toată lumea a căutat pretextul. Ce eu mă duc în Malaezia, că acolo intrăm în NATO, dacă ne vorbim foarte serios, toți au încercat să facă politică externă. Nu au folosit ca pretext. Da, hai să vedem cine a făcut, domnule Uncu. Domnul Uncu a spus cine trebuia să facă și asta e corect. Bun, cine trebuia să facă și cine a făcut într-adevăr politică externă. Am să încep cu o glumă. Politică externă favorabilă României a făcut-o mari sportivi, mari muzicieni, mari artiști. Ăștia au făcut într-adevăr o politică pozitivă pentru România. Pentru că dacă analizăm ce fel de politică externă, dacă formal, sigur că cei care sunt se află pe poziția de a face politică externă, au făcut politică externă. Dar e greu de evaluat o asemenea politică dacă este a fost bine făcută. Hai să încercați, de fapt, să evaluați. Pentru că s-a spus... Eu aș mai adăuga pe cineva, domnul, că au mai făcut politică externă țiganii. Deci, da, când vrei să te duci în străinătate și ești aproape sigur că, apropo de imaginea României și politica externă a României, ești aproape sigur că vei auzi vorbind românești văzând un țigan. Am și văzut, de fapt, și povestit că la Nantes am văzut o țigancă din asta care spunea Timișoara, atâta scria și atâta spunea, știa să spună. Timișoara, probabil că bănuia că e de-o aia. Nu, dar după noiembrie 96 și asta a spus odată lumea, România s-a trezit dintr-o dată cu un nou val de simpatie. Eu vă spun ce s-a spus, ce s-a vorbit despre România și imaginea României în lume, pentru că asta este subiectul pe care este atât de dezbătut în ultima vreme și a fost în tot acest an. Imaginea României în lume s-a umflat și a dat așa a dat afară din oală. Cât adevăr există în acest lucru? Sau dacă a fost adevărat că după noiembrie 96 puterea de la București s-a bucurat de o altă credibilitate, cât a mai rămas din această credibilitate? Sunt câteva întrebări la care v-aș ruga să-mi răspundeți. Da, și eu cred că după 1996 România s-a bucurat de o altă recepție din partea țărilor europene. Faptul că imediat după aceea, după ce politica interne sau intențiile electorale au fost trădate, o spun pe de-a dreptul, au fost trădate de modul în care s-a procedat după preluarea puterii, după ce nemulțumire din interiorul țării și scăderea nivelului de trai și nemulțumirea populației din interior au început să ajungă la urechile apusului, după ce ei nu se puteau raporta la noi decât evaluând ceea ce facem efectiv și considerând că economia nu merge, nivelul de trai scade și așa mai departe. Această receptare pozitivă pe care am avut-o până în acel moment a început să scadă. Deci a început să scadă foarte repede după noiembrie, pentru că, după câte știți, primele creșteri de prețuri care s-au făcut din ianuarie. Și din clipa aia a sărit în sus dolarul față de euro sau invers, cum vreți să-l luați. Uh-huh. Și toate astea au fost receptate negativ. Da. Cine face politică externă în România, am zis-o, la cele două extreme, cele de profesie, care fac bine sau rău. Dar aici vedem dacă cât de bine o fac sau cât de rău o fac. O să revenim imediat. Deci, cine face politică? Dintre cei responsabili, până când domnul Adrian Severin a lansat faimoasa declarație cu spionii, între președinție și Ministerul Afacerilor Externe, în speță între domnul Emil Constantinescu și domnul Adrian Severin, a fost o ușoară divergență. Adică se simțea că fiecare din cele două personalități vrea să fie Titulescu al României, să nu spunem mai mult. După lansarea acelei declarații și după ce au început și cercetările, care așteptăm acum să ne fie date de Crăciun. Mai sunt două zile, da.
două zile. De Crăciun ne luăm rația de spioni. Am constatat totuși o anumită sincronizare, adică domnul Emil Constantinescu a devenit dirijor. Să mai bine zis, nu a mai existat desincronizare. Nu, desincronizare, nu, dar cel care a dat înapoi este limpid, a fost domnul Adrian Severin, care s-a aliniat, fiind și mai mic de statură, așa, domnul Constantinescu mai înalt, domnul s-a dat în spatele dânsului, n-a mai ieșit așa față. Asta este un lucru ușor de constatat din acest punct de vedere. De fapt, aceștia au fost cei doi piloni, domnul Alexandru Herla, caracterizează pe faptul că pronunță pe R, cum am zis, parcă patinează așa, merge așa pe R. Mie îmi place cum are chestia asta, mi-am amintit și de Franța. Dar atâta din acest punct de vedere. Și acum răspunsul la, deci, imaginea României. Într-adevăr, vă spun, aici sunt două, și aici domnul Antonuncu a avut dreptate. Noi când vorbim mereu de imaginea României în lume, uităm că sunt două elemente de receptare, sau cum spun, sau două ținte. Una sunt politicieni, jurnaliști, specialiști care se uită în enciclopedii sau cunosc, îl cunosc pe domnul Victor Ciorbea, nu-l confundă, nu-i știu numele, nu-i ca Tony Blair. Și vine marea masă a, cum să zic, a populației, cum spun, care în America e analfabetă totală în materie de geografie, din punctul ăsta de vedere. Și această mare masă, culmea este imaginea, nu este dată, cum credem noi, nici de faptul că avem președinte comunist, necomunist, de dreapta, de stânga, simpatic, nesimpatic, ci este dat, pe de-o parte, de vedetele, de sportivi, de lucrurile rele, țiganii, furturile, imaginea care se creează și, foarte important, imaginea pe care și-o creează străinul când vine aici. Un străin care a venit aici, chiar dacă nu scrie când se întoarce înapoi în țara respectivă. Nu, jurnalist, nu. Nu, jurnalist stau la Intercontinental, nu nicio problemă. Uh-huh. Nu, omul investitor, omul simplu. El când se întoarce e mai puternic decât orice ziar. Că îi spune vecinului, a, ce România, acolo unde am fost obuzunărit. Și gata, s-a terminat. Deci, din punctul ăsta de vedere, imaginea țării o dă, de fapt, realitatea din țară. Toate aceste chestii, când aud eu că trebuie să ne batem pentru imaginea țării în străinătate, trebuie să facem lobby, trebuie să se scrie pozitiv, nu e. La care vreau să precizez și acest lucru. Este limpede că, ca și noi, de fapt, toți oamenii simpli din Occident, dar chiar și cei de cei cu facultate, uneori chiar și jurnaliștii, operează cu lucruri foarte simple, adică nu au nuanțe. Cum nici nu e, dacă mă întreb acum ce prin malaezia, nimeni aș putea să spun. Am făcut toată o escală în drum către Pekin și nu mai țin minte unde era. S-a aterizat pentru una din Republicile Asiatice și am umblat prin, era escală. Da, umblam prin aeroport și întrebam pe aia, mă întreba pe o spătăriță, că era cineva care știa rusește, dacă ai republică, dacă e parlamentară, dacă au președinte, bine, și am aflat că au președinte pe viață. Zic, a, e bine, zic, sunt în fosta Uniunea Sovietică. Deci noi nu avem cum să știm, în afară de marele puteri care sunt cunoscute în lume, restul, pentru orice om, ca și pentru noi din America, este pe undeva o Europa, o Africă, o Asie și eventual despre România se știe Dracula, Nadia Comăneci și Ceaușescu că l-am împușcat. E foarte important acest lucru, pentru că noi ne concentrăm tot timpul bani pentru promovarea imaginii României în lume. Nu, imaginea României în lume, după mine, o dau ai noștri care se duc acolo și care se duc ilegal, de regulă. Unii și aici am înțeles că suntem maestri la spart, la furturi, la ăsta, aici suntem buni. Luăm șerifurile cu totul, da. Așa, fotbaliști și ăsta și realitatea din România, amintirea pe care o păstrează ăla John când se întoarce în America despre România. Aia amintirea e de neșterț și și transmite copiilor săi, domnule, nu te mai duce în România că vezi că acolo e jale. Da, domnul Uncu, vă rog. Hai să vedem ce acte de politică externă reprezentative. Până la asta ajungem, da. Acolo. Credeți că s-au făcut concesii de dragul imaginii României în lume în politica externă? Oh, sigur. Bineînțeles. Noi suntem printre puținele din Europa care ne ducem în altă poartă cu căciunea la sub cioară și cu mai întinsă. Păi să sunt mai mult de atâta ce concesii se mai poate face. Ne purtăm ca servitorile, suntem tratați ca servitori. Da. Asta e clar? Cât timp nu ne vom căpăta și raspinării,
și nu vom ști să ne purtăm cu, să ne purtăm cu demnitate, sărăcia asta care o avem, dar trebuie purtată și asta cu demnitate. Și nu ne vom închina la fiecare și vom întinde mâna, noi să fim respectați. Toate acestea sunt concesii, sunt, cum să zic, abdicări de la niște principii. Mai ales că, spunea domnul Cristoiu, că noi am avut niște diplomați de foarte mare clasă. Diplomați care au dominat Liga Națiunilor, cum a fost Iturescu. Și ne duce acum în mod penibil. Adică, ministrul de externe, nu are importanță ce părere despre el sau ce părere are lumea despre el. Critică Consiliul Europei. Și Consiliul Europei receptează unii neutru, alții chiar pozitiv. Are dreptate omul. Este multă birocrație, vine acasă și toată lumea sare în cap. Uh-huh. Nu știu, asta este ceva inadmisibil. Am să vă dau un exemplu apropo de politică deșteaptă pe care nu mai știm să facem. Atunci când trebuia să fim primiți în Consiliul Europei, am asistat la două dialoguri. A vorbit la un moment dat, m-am dat exemplul ăsta care mi se pare tulburător. A vorbit un reprezentant, nu mai are o importanță cărei țări și a spus, domnule, trebuie să intre în România pentru că realitatea s-a schimbat, democrație, bunăstare la data respectivă, vă dați seama. Uh-huh. Și a luat cuvântul reprezentantului Marii Britanii. Eu sunt supărat pe Marea Britanie pentru că acum mi-e cam țictirește, dar nu pot să admir valoarea diplomației acestei țări. Și după ce îl critică sau îl combate pe cel dinaintea lui, dovedind că România nu este încă aptă să intre în Consiliul Europei, spune următorul lucru, dar vă întreb pe cei de față, pe dumneavoastră prezenți aici, câți dintre dumneavoastră îndepliniți condițiile pe care le pretindeți Europei? Da. Asta este diplomație. Pentru că în momentul respectiv, de fapt, omul ăla ne-a ajutat. Da. Ce concesii credeți că a făcut România în ceea ce privește intrarea noastră în NATO? A fost o întreagă campanie, pentru că vorbea și de care au fost obiectivele majore ale politicii externe și ale României, la urmă. Concesii după concesii. Intrarea în NATO și intrarea în Uniunea Europeană. Și alte două fapte semnificative care se înscriu în zona concesiilor și a cedărilor noastre, tratatul cu Ucraina și într-o adică măsură chiar tratatul cu Ungaria. Uh-huh. L-am luat în ordine inversă pentru că concesii multe s-au făcut în zona tratatului cu Ucraina. Da. Pentru că s-a plecat de la concepția greșită care a făcut vogă în România și cu sprijinul ziariștilor, nu trebuie să uităm asta, trebuie să intrăm cu orice preț. Nu există orice preț, pentru că orice preț poate să fie libertatea țării, independența țării. Cu prețul ăsta nu intrăm în NATO. Uitați-vă, vorbeam adineori că, într-adevăr, ungurii, după ce au fost printre favoriții intrării în NATO, după au zis, stați puțin. Ia să facem un referendum, dacă vreți, dragi populații. Da. Sunt convins că dacă noi am fi fost primiți, nu se făcea niciun referendum. Eram... Sigur că bucuroși, fericiți și nu se făcea nimic. Oare să sunt din nou concesii. Concesii față de bunul simț, concesii față de respectul pe care trebuie să-l aibă conducătorii față de populația care a ales. Astea sunt concesii. Deci trebuie. Cam asta ar fi tratatul cu Ucraina, ziceți dumneavoastră, și, cele patru și momente, tratatul cu Ungaria. Domnul Cristoie. Deci aș vrea să fac o precizare. E ultima pe anul ăsta. Da. Concesiile care s-au făcut, am mai spus o dată la această emisiune, în acest an nu au fost concesii de dragul imaginii României sau de dragul intrării în NATO sau în Uniunea Europeană. Ele sunt rezultatul și sper că domnul Emil Constantinescu are un mandat de 4 ani. Deci domnia sa a fost foarte bun în politica internă. Au de o mare abilitate, aceea recunosc, cu mici șelți. Însă cred, repet aici și sper că la anul nu va mai fi, în politica externă a fost, cum să spun, ușor, i-am zis infantil, a fost prea dur, ușor naiv. Adică probabil că anul acesta, sper că anul acesta, cele două eșecuri, intrarea în legătură cu NATO, în legătură cu Uniunea Europeană, nu va convinge de un lucru, pentru că în ultimă instanță domnia sa este responsabilă de politica externă, și anume că occidentalii i-au prins o slăbiciune. Și pe mine m-a îngrijorat acea declarație a lui Jacques Chirac, care am o părere foarte proastă despre el ca președinte, în care la sfârșitul summitului de la Luxemburg s-a lansat așa într-o din asta foarte parșivă, zice, și domnul președinte Emil Constantinescu, care a făcut și adres, și asta m-a făcut și mi-a confirmat ce spuneam aici, să tresar, mai ales știam că Franța nici măcar nu a fost favorabilă și mai ales știam un lucru fundamental. Citisem un articol în Mond potrivit căreia
există dispoziții secrete date la ambasade, la consulate, privind riscurile de emigrare, în care noi suntem trecuți printre primii, alături de țările de Maghreb. Deci același om care ținea, vorbea frumos despre președintele României și spunea ce mare, ce artizan este, așa, îl plimba cu caleașca, cum s-a întâmplat cu Ceaușescu, în același timp era președintele unui țări. A care fost și cazul scriitorului Mircea Nădălciu, care a primit cu mare greutate. Sper, deci încă o dată sper că după experiența de anul ăsta, domnia sa va înțelege un lucru fundamental pe care l-au înțeles unii după o experiență internațională. Că în politica internațională acești mari, repet, șacali, rechini ai diplomației mondiale, dacă văd că te pot cuceri cu un surâs, cu un zâmbet, te cuceresc. Dacă el știe că tu ești sensibil, cum a fost la Ceaușescu. Au văzut că e sensibil, l-a plimbat cu caleașca, l-a plimbat cu caleașca și ne-a vărât pe gât bacurile. Uite că aici nu mai sunt. Uite că avem un motiv să ne contrazicem. E adevărat că diplomația noastră este câteodată naivă, dar asta... asta este cu atât mai grav cât niște lucruri sunt evidente, adică păcăleala asta despre care vorbesc domnul Cristoiu, păcăleala asta, dacă nu ar fi așa de evidentă, ai spus, domnule, n-am înțeles-o, n-am reușit să-l surprind. Dar câteodată este de-a dreptul pe față. Să dăm câteva exemple. Vine domnul Jacques Chirac, zice, voi fi avocatul dumneavoastră pentru NATO. Noi, bucurie mare. Se duce la bulgari și zice, voi fi avocatul vostru pentru NATO. Opa, stai puțin. În clipa asta nu ne dăm seama. Și slovacilor le-a zis la fel. Așa, exact. Da. Bun. Vine Șevardnadze. Bună ziua, bună ziua. Vrem ca petrolul să circule din Marea Caspică pe la Constanța. Bucurie mare. Se duce la bulgari, pe la Varna, se duce la turci. Păi, dar asta nu mai este păcăleală. Asta este prostia noastră că nu înțelegem jocul. Nu e naivitate, este un fel de orbire. Dom'le, stai puțin, ce promis? Doamna Albrecht, da? Se știe ce s-a spus la Madrid apropo de nominalizarea României pentru valul 2. Dom'le, s-a uitat. Și acum vine să dragă Busuiocu. Da, știi, am uitat, că era și România acolo. Spuneți-ne, Nuncu, nu cumva, soarta României, pentru că noi suntem... E femeie la concesii, și am mai să spun. Concesii s-au făcut. Nu mă lăsă să zic, da, vă. Păi nu, păi da, mi-a pus o întrebare, eu am făcut-o pe care obicei întrebi. Părerea mea este că cea mai gravă concesie care s-a făcut s-a numit tratatul cu Ucraina. Și... De ce? De ce s-a făcut aceasta? Nu, de ce a fost o gravă concesie? O să explic într-un minut, în jumătate de minut. Deci, la ora actuală, nu am mai discutat aici în emisiune, americanii, după teoria din după politica din 47 ani de guiri, după teoria al lui Truman, al lui Eisenhower, al rollback-ului, a refulării, apoi al lui Nixon, al ambiguirii, au acum față de URSS, față de fosta URSS, față de Rusia, politica dislocării prudente, așa se numește. Deci, ei au o spaimă de moarte ca nu cumva să se refacă imperiu. Nu imperiu lagărul socialist, nu cumva Ucraina să unească, Belarus să se întoarcă sovietic. Și țările baltice. Este foarte importantă această precizare, pentru că asta spune că țările baltice vor fi întotdeauna, li se va flutura ideea că ele sunt ale Occidentului. Deci există, și atunci în raporturile având în față România și Ungaria și Ucraina, după părerea mea, acest tratat, că am fost trași pe sfoară, că s-au făcut presiuni, a fost făcut în favoarea Ucrainei. Există un interes vital ca acest stat artificial, după mine, umflat cu pompa, să reziste, să nu cumva să se unească cu Rusia. Și atunci ea nu îi se putea cere Ucrainei să facă concesii. Și cine putea să facă concesii? România. Și concesia nu sunt atât popoare, nu sunt atât bucovinezi. Este insula șerpilor. Ideea aia că se va discuta și că vom merge la Haga. S-a dat acum, au publicat izvestia financiară, am înțeles, sau un fel de supliment împreună cu Financial Times, un comentariu extraordinar, unde spune cât de importantă este această insulă a șerpilor pentru Ucraina. De la zăcămintele care sunt în jur de petrol, de la stabilirea petrolului continental, de la asta. Deci părerea mea este că în cazul Ucrainei, cel puțin, dar cred că și în cazul Ungariei, noi am fost trași
pe sfoară. Fie și din faptul că între cele două țări, americani aveau interesul să nu cumva se deranjeze. Dar ce se întâmplă dacă nu semnăm acest tratat? Ce se întâmplă? Păi eu vă întreb. Eu vă întreb altceva. Condiția a fost, sau una din condițiile care au fost venturate, a fost ca noi să avem relații foarte bune cu vecinii. Madridul s-a comis în momentul în care noi nu încheiasem tratatul cu rușii și nici cu Moldovii. Și n-a contat. Da. Deci problema prioritară asta era Ucraina și Ungaria. Credeți că Ungaria intra în NATO dacă nu semna tratatul cu România? Intra. Pentru că foarte mulți analiști au spus că noi am dat biletul de intrare în NATO Ungariei semnând tratatul cu Ungaria. Fiți liniștit, jocurile s-au făcut de la Visegrad. Asta vreau să vă întreb. Indiferent ce vom spune noi acum. Vreau să vă dau un exemplu. Deci Polonia primește vreo 60 de miliarde împrumuturi, 60 de miliarde de dolari împrumuturi nerambursabili. Da? Ungaria primește ajutor financiar și investiții serioase. Așa? Iar atunci când este vorba de România, ce vă spunea, ce nu mai vorbesc, iar atunci când este vorba de România, se refuză sau se condiționează împrumutul cu tot felul de argumente. Da. Jocurile s-au făcut la Visegrad, eu sunt convins de asta. Domnul Cristoiu, am politicienii români, președintele României, pentru că au făcut un efort, au făcut toate aceste eforturi la urma urmei pentru... ca să aflăm acum sau să aflăm mai târziu că erau dinainte stabilite țările care vor intra în NATO, care vor intra în Uniunea Europeană? Da, după părerea mea, da. O să ajung în fața plutonului de execuție cu această teză care se va confirma. Ei, după 89, au fost cele trei răzgheate ale Occidentului. Cehia, Polonia, Ungaria. Aici nu se discută. De ce nu și Slovacia? Da. S-a încercat, dar slovacii sunt atât de antidemocrați acel meciar, încât până și acum ei s-a lăsat o portiță. Că, apropo de asta, cum să zic, domnule, acesta este un președinte meciar, domnule, care a propus pur și simplu ca ungurii, și era o minoritate maghiară, trebuie să fie expulzați. S-a scris în presa lui mii de articole, expulzați, păi dacă... Și tot a fost trecut. Funar este chiar un naționalist luminat, este chiar un internaționalist față de acest meciat. Și cu toate zilele au trecut la toate. Și atunci la ce bună toată această politică noastră internă, o politică în care am cedat pretențiilor UDMR, dacă Slovacia de care vorbiți, având un președinte de două ori mai naționalist, să spunem așa. Este un funar la pătrat. Slovacia a fost trecută în același rând cu România în ceea ce privește asta vă întreb și eu. Nu ne-a servit la nimic. Nu trebuie să mă întrebați. Tot aceste umblate în vârful picioarelor nu servește la nimic. Uite, dau un exemplu. Undeva este nevoie de, nu știu cum... de o anumită bărbăție, cum spunea domnul Ungu. În politică, uite, nimeni nu a observat, o țară care va veni tare din urmă este Bulgaria. M-a rămas urit. A fost de ajuns să bată prin decembrie așa un pic de vânt al schimbării, când nici măcar nu fusese loc alegeri, nu și-au primit un miliard și ceva de la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Iar noi ne chinuim. De ce? Unu, pentru că pe de o parte, interesul geostrategic este mult mai mare, ei chiar sunt acolo avampost înspre Turcia, dar e o țară pro-rusă, prin tradiție. Deci, undeva... Și reveniți la teza pe care a spus-o mai devreme și în ceea ce privește Ucraina. Nu numai asta. Deci undeva în politica aceasta mondială există ce și mi-a plăcut Mircea Dinescu în editorial azi în Cața Vencu, fost de acord. Undeva e nevoie să te și mai și zbârlești un pic. Dar ai cu ce să te zbârlești? Știți că sunt pisoi aia care se zbârlesc, dar n-au nicio putere. Lasă-l în pace, că e mic. De ce să mai... De ce te poți zbârli? Vă întrebam, așa. După părerea mea... Și odată zbârlit? Păi nu. Este una... Nu fermit, este una zbârlirea. Este una slugărnicia, cum spune domnul Ondron. Și alta îmbățășoară. Nu îmbățășoară. Și alta este, cum să zic, cinismul și jocul... Cum să spun, de exemplu, puțină lume știe că, de exemplu, Mecea are relații, domnule, știi că a făcut referendum să nu intre în NATO? Dar a pus în așa fel întrebările, este uluitor.
Deci cea de-a doua întrebare, sunteți de acord să fie baze nucleare pe teritoriul nostru, încât ei au votat împotrivă? Deci, nu am avut să întrebați. De ce? Pentru că are relații extraordinare economice cu Rusia. Dom'le, are petrol și asta. Deci undeva, acum ne-am mai deșteptat și noi ultimul timp, undeva un anumit joc, cum să zic, mai prudent, așa. Noi de prima dată, din 89, din 90, am început-o. A fost complexatul Ion Iliescu de Occident, poate a venit și, dom'le, nu se poate, trebuie să ne integrăm. Nu obsesia asta, am văzut în ziarele de mâine, această chestiune, o declarație pe prima pagină, noi auzi ce președintele Germaniei a zis: România este în Europa, pus cu ghilimele și cu semnul exclamării. Cum să mă bucur că spune președintele Germaniei că sunt în Europa, dar unde dracu sunt? În Malaezia, în astea? Păi suntem în Europa. Hai, până și Turcia e în Europa. Deci, vedeți până unde poate să ajungă la un moment dat, nu știu, complexul ăsta, că doar e mare mândrie, este... A venit Jacques Chirac, s-a făcut piața Charles de Gaulle. Adică, da. Hai să întreb, vreau să întreb domnul Uncu și îmi pare bine că nu vă întreb pe noastră, cum vedeți prestația președintelui Constantinescu de până acum în politica externă? Poziția pe care este destul de dificilă. Odată pentru că politica externă și șeful statului este șeful diplomației. Deci politica externă este în strânsă relație cu politica, cu politica internă și cu situația din țară și din această pricină se află într-o situație dificilă pentru că situația din țară nu îl susține. Ori prin separația puterilor în stat, șeful statului nu poate să intervină direct în schimbarea acestor lucruri. O să mă combat acum domnul Cristoiu, zic că baxă ca în bagă. Nu. Adevărul este că în niște chestiuni care și eu le consider greșite și care nu trebuia să mai departe, dar nu asta este problema. Problema este că guvernarea nu o asigură președintele României, ci o asigură guvernul. Ori guvernarea actuală este slabă. Foarte slabă. Neașteptat de slabă. Penibil de slabă. Mai folosesc încă trei atribute. Într-adevăr, ne-am pus mari speranțe în... Eu chiar am scris un comentariu: moțule, eu te votez, îl țin minte și acum, exact așa am scris, cu băț la coadă. Și pentru mine, domnul Ciorul, a fost o foarte mare dezamăgire. Lipsit de voință sau... Nu știe, nu vrea sau nu poate. Mi-e greu să stabilesc care atârnă cel mai mult în cântarea domnului Ciorul. Asta ceea ce privește guvernarea și situația în România. Dar așa, nu v-am spus la întrebare. Da. Ori în condițiile astea, un șef al diplomației care are în spate o situație economică și politică precară, nu poate să facă minuni. Asta e clar că nu poate face minuni. Prestația ca președinte și ca șef al diplomației nu spune că a fost de slabă calitate. Aș spune că de fiecare dată, dacă e vorba de președinte, de fiecare dată s-a încercat să se dea o altă dimensiune succeselor mici sau mari. Iar alta decât așa cum au fost. Sigur că da. La un moment dat noi am ajuns să nu mai numim eșec un eșec. Să spunem, da, a fost un succes, nu ăla la care ne-am așteptat noi, ci altul. Uh-huh. N-am intrat în NATO, dar am intrat în vederile lumii și ale Europei. Păi, dar nu asta ne propusese Barcă. Ne propusese să intrăm în NATO. Și n-am intrat. Ori asta e de spus. Am eșuat. Ne-am propus să intrăm în Europa. Europeană. Sigur. În Uniunea Europeană și când a plecat domnul Constantinescu de aici, sigur, la fel de încrezător ca și noi la un moment dat. Pentru că toate previziile erau, duceau către asta, că o să fim printre cei care intră... Și uite că ne-am necat al doilea val. Da, hai să ne oprim puțin aici și după aceea am să-i pun această întrebare și domnului Cristoiu ca să nu vadă că fac vreo discriminare. Să urmărim publicitatea și vom continua după aceea discuția. Publicitatea. Nescafe, boabe de cafea atent selecționate și prăjite pentru a savura o cafea tare și aromată. De fiecare dată. Nescafe, adevărata cafea solubilă.
Cauți o afacere solidă și de viitor? Dorești să investești, dar nu știi unde? Dorești să-ți asiguri bătrânețea, dar și copiii? Nu știi ce să faci cu certificatul de acționar? Dorești să ai un venit satisfăcător și permanent? Vrei să-ți pregătești de pe acum viitorul? Vrei să fii acționar într-o puternică rețea de supermagazine? GEPA SA va construi o rețea de supermagazine în toate orașele mari până în anul 2000. Cumpără și tu acum acțiuni GEPA. Investește acum în GEPA. Acceptăm prin cumpărare și certificatul tău de acționar. Investește acum într-o afacere solidă. GEPA SA. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Un săptămânal căruia nu-i scapă nimic. De sărbători, pentru toți acei bărbați deosebiți, un cadou cu totul special. Gillette Senzor XL, cu microlamele protectoare pentru cel mai neted și sigur bărbierit. Gillette, perfect bărbătesc. Clic! Un săptămânal căruia nu-i scapă nimic. Un scotch whisky veritabil are o aromă inconfundabilă. Regina. Un gust rafinat, savurat peste tot în lume. Regina. Încercați gustul autentic al unui whisky de excepție. Nu mi-a luat încă adevărata regină. Queen Anne, regina whisky-ului scoțian. Clic! Un săptămânal căruia nu-i scapă nimic. Rasputin aduce bucurie în viață. Acum îți poți permite să ai un computer. Futureline Computer vă oferă toată gama de calculatoare și accesorii la prețuri fără concurență, în rate fără dobândă. Vă așteptăm la magazinul de prezentare din Piața Presei Libere sau la sediul nostru din Calea Cărașilor 175. Nivea for Men. Un aftershave balsam care vă oferă ceea ce vă doriți foarte mult. Un complex natural pentru o întreținere deosebită. Nivea for Men. Odată pe zi, un bărbat trebuie să se simtă excelent. Rasputin aduce bucurie în viață. Bună seara, iubito. Mă gândeam la tine. Draga mea, e luna cadourilor. Dici ce ți-am adus azi? Un parfum. Nu chiar. Un ceas? Ceas, nu. Bijuterii. N-ai ghicit. Ți-am luat 3.000 de acțiuni GEPA. Ai dat-o 3 milioane de lei? Dar merită, e un cadou de durată. Și e cel mai frumos. Fă un cadou celor dragi, acțiuni GEPA. Un cadou. Un pic mai bine. GEPA ESA. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Când vine vorba de comunicare, realizările fiecăruia se măsoară în mod diferit. De aceea ți-am oferit rețeaua cu cea mai largă acoperire, 4 abonamente și, practic, posibilitatea de a afla oricând cât ai vorbit. În plus, cel mai cuprinzător serviciu de roaming pentru a te însoți oriunde, mai ales acum de sărbători, da. Când e vremea dialogului. Poftim, e pentru tine, la mulți ani. Pentru mine? Da, Dialog, serviciul GSM pentru tine. Continuăm emisiunea Milionarul la miezul nopții. Anton Uncu, redactorul șef al cotidianului Curentul, și Ion Cristoiu, editorialist la Cotidianul Național, sunt invitații din această seară. Domnul Cristoiu, o întrebare ușoară pentru dumneavoastră. Cum apreciați felul în care Emil Constantinescu, președintele României, a făcut politică externă? La ce am spus înainte și ce am mai spus într-o emisiune anterioară în legătură cu, i-am zis atunci, infantilism, acum spun naivitate, vreau să spun un lucru destul de bizar în legătură cu viziunea, cu gesturile de politică externă ale domnului președinte. Sunt unul din oameni care mă preocupă cum e condusă țara asta pe valurile astea tulbure ale lumii contemporane.
Și după fiecare deplasare, eu neînsoțindu-l firește și nici neavând de gând, am căutat să văd din relatările ziariștilor români care l-au însoțit, ce s-a întâmplat acolo. Cred că unul de marile ghinioane ale domnului Emil Constantinescu, pe lângă ce a spus de domnul Antonuncu, anume din exagerarea unor lucruri, tuturor lucrurilor mici, toate fiind succese, a fost și faptul că toți cei care s-au dus și s-au văzut acum și la Luxemburg n-au avut nici într-un moment perspectiva, deci au scris întotdeauna numai despre Emil Constantinescu, despre România, ce a făcut România, și atunci fără să aibă o perspectivă mai de ansamblu. Am citit toate corespondențele, de exemplu, de la Hanoi. Domnule, la Hanoi acolo a fost o reuniune a francofoniei, un efort al Franței de a contrabalansa hegemonia americană prin transformarea acestei organizații culturale într-o organizație economică și politică. N-a venit Zairu. Deci au fost lucruri foarte interesante. Și care puneau la un moment dat problema, cum am scris și eu, domnule, ce căutam noi acolo? Pentru că erau ceva cam anti-american. Toate corespondențele care au, ale celor care s-au urcat în avionul prezidențial cu sau fără cântărirea bagajelor, nu se refereau decât la România și la Emil Constantinescu. Și atunci s-a creat, ca și la, în corespondențele de la Madrid, se creează cititorul, celui care nu cunoaște, ca și de la Luxemburg. Să crea, atât în fiecare călătorie se creează această, toți cei care se duc simt nevoia să scrie numai despre președinte. De obicei scriu despre gesturi, că domnul președinte are această, cum să zic, s-a prins că presa nu scrie ea despre discursurile politice, ci despre lucruri jucăușe. Și atunci am tot felul de relatări care mie, care ales pentru nu-mi servesc. Că a vizitat în China, nu știu ce, Palat Imperial. Că acum domnul cancelarul Kohl nu știu ce i-a zis. Deci noi nu avem, din punct de vedere ca analiști, o viziune a ce urmărește prezidenția, la care se adaugă și faptul că domnia asta n-a avut până acum nicio conferință de presă, sunteți de acord. Da. Pe probleme de externe, de o conferință foarte dură, nu făcută în avion cu aia care le însoțesc așa la o cafea și... I-am întrebat pe mulți care le însoțesc, domnule, ce ați zis președintele? Ce a căutat, să zicem, nu știu, în India? Păi zice, ne-a spus la o cafea, dar a zis că nu avem voie să scriem. Deci, sau o conferință de presă, sau un mesaj, din care eu să-mi dau seama, pentru că după Madrid ați observat, poate a urmat o perioadă de așa, de bâșbeala planetară, s-a ivit teoria zonelor românii trilateralelor, după asta s-a dus în Asia și a spus că România va fi cap de pod pentru produsele asiatice în Europa, lucruri care m-au uimit, pentru că când se audă, când au auzit francezii și germane că vin ăia cu mașinile lor ca să le exporte în vest, mor. Adică nu pot să spun la ora actuală, deci principalul păcat este faptul că nu avem, eu cel mult, ca analist, lasă că popoare, un document din care să-mi dau seama ce vrea România la ora actuală. Adică, bun, avem... Dar ce, trebuie să existe un document? Păi da, eu nu pot, eu ca, nu ca analist, ca om care... puțin. Dacă ar exista un document, ar ști și ceilalți care este politica externă a României, ce fel de politică. Păi, trebuie... Există, stai puțin, există fiecare șef... De strategie sau da, pe fiecare șef de stat, în cadrul unei conferințe de presă serioasă și nu la o cafea, spune... Dom'le, noi după Madrid ne-am schimbat politica sau nu ne-am schimbat-o și am mai adăugat la dimensiunea occidentală și dimensiunea asiatică. Ne-am dus în India pentru că, cum am spus, trebuie să facem nu știu ce. Pentru că, uite, asta e planeta. Un moment din ăsta foarte interesant a fost discursul de la Sorbona, în care, în paranteză, fie spus în presa noastră, iar exagerarea, s-a spus că a luat doctor honoris causa al Sorbonei, dar nu... Era al altei universități, dar găzduise Sorbona. Nu. Discursul cu mondializarea a fost interesant. Adică mi s-a părut pentru prima dată când a spus domnul Emil Constantinescu, nu știu ce consilier, cred că o parte a consilierului l-a făcut ca altă, ideea asta că, domnule, că suntem într-un război economic mondial și că popoarele nu se mai cuceresc la ora actuală cu glonțul, ci cu economiciește, la bursă. Dar a rămas în aer. După asta n-a mai urmat... o chestiune coerentă, conform acestei concepții, conform acestei prudențe. Domnul Cristiu, dacă ar fi să dați o notă președintele Emil Constantinescu pentru felul în care a făcut politică externă, ce notă îți dă?
Până la 7. Peste 7 până la 7. S-ar putea ca la anul să-i dau 10. Dacă, repet, învață acest lucru, în primul rând, primul test care trebuie să fie este să nu, ca să spun o expresie, să nu mai asculte vorbele dulce al lui Jacques Chirac. Este un lucru care eu când îl aud, mor. Da, înainte de a-l întreba ceva pe domnul Uncu, trebuie să spun numerele de telefon pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți seara de seară și puteți suna, pune întrebări celor doi invitați, 230144-230-3202 și 230-7248. I-aș ruga pe colegii mei să le afișeze pe micul ecran. Primele două numere pentru, așa cum știți, pentru dumneavoastră, al treilea număr puțin mai special. Puteți afișa numerele de telefon de care le spuneam sau vin eu acolo să le afișez? Domnule Uncu, spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat acum la Luxemburg când am fost nominalizați, așa cum am fost nominalizați și pentru intrarea în NATO? Este un semn bun, este un semn rău și să încercați să spuneți telespectatorilor dacă am primit ceea ce meritam sau am primit mai puțin decât ceea ce meritam. Nu e nici semn bun, nici semn rău, este ceea ce... Vă rog. Este ceea ce trebuia să se întâmple și ceea ce s-a întâmplat reflectă realitatea la care, adevărat, nu ne așteptam, am fi sperat mai mult de la toată chestiunea asta, dar ăsta este adevărul. La Luxemburg am primit exact atâta cât meritam să primim. Nu fac din asta niciun fel de dramă. Nu, de asta v-am și întrebat. Nenorocirea este că eu mă mir de fiecare dată de modul în care noi prezentăm eșecurile drept succese. Eu am să vă întreb pe dumneavoastră și pe dumneavoastră și eventual și pe telespectatorii care ne aud, care anume act de politică externă comis de cei care fac politica externă românească a fost recunoscut ca un eșec. A fost recunoscut de cei care l-au făcut. Deci, niciunul. Asta niciunul, întrebare este foarte răspunsă, foarte simplu. Ei, de la Madrid încoace suntem numai în eșecuri. Uh-huh. Nici intrarea în NATO, nici intrarea în Uniunea Europeană. Dar nu cred că neintrarea în Uniunea Europeană este un eșec al actualei puteri. Nu știu dacă e cuiva. Am înțeles, sigur că da. Dar nu este un motiv de laudă cum a fost. Sigur că nu. Asta e decorație pentru copii minune. Toată lumea o primește. Sau cum se spune în armată, răbdarea măgarului. Ai făcut un an de zile sau trei ani de zile în armată, primești o decorație. Meritul militar clasa întâia. Și militarii îi spuse de asta, răbdarea măgarului. Ai răbdat trei ani, ai primit decorație. Așa a fost și cu asta. Da. Și acum, după când se va negocia, indiferent dacă am fi favorizat sau n-am fi favorizat, sau am fi nominalizat sau n-am fi nominalizat, tot realitatea economică se ia în discuție. Așa că, pentru credeți că în cazul Poloniei, Ungariei și Cehiei a fost luată în momentul în care s-a hotărât realitatea economică, în balanță sau... Da, nenorocirea este că, nou revin la Visegrad, spune așa, nu vă puteți compara cu Polonia, Ungaria, Cehia, asta e sub aspectul economiei. Da, dar atunci, de ce bagi în ala sute de miliarde și pe întreb de ce nu îndeplinești condițiile mele. Da. O să întreb și pe domnul Cristoiu același lucru apropo de Uniunea Europeană. Domnia s-a lansat într-un editorial pe aproape o pagină întreagă de ziar în care a explicat cum era să intrăm noi în Uniunea Europeană și până la urmă n-am mai fost lăsat să intrăm, dar eram intrați și de fapt eram afară, nu? Cam așa a scris domnul Cristoiu. Dar hai să luăm acest telefon și după aceea am să vă rog să ne explicați cum s-a întâmplat. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Alo? Da, vă ascultăm. Bună seara. Mă numesc Dan Dimitriu. Da. Sunt din Roman. Da. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. N-am să vă aduc laude cum fac ceilalți. Aduceți-mi ce doriți dumneavoastră. De ce nu vă fac laude? Pentru faptul că emisiunea din seara aceasta nu a ajuns la un moment de adevăr referitor la imaginea României pe plan.
plan internațional și am să vin cu argumentele de rigoare. Vă rog. În 1989, după evenimentele care au avut loc, imaginea României a fost foarte deschisă și prezentată într-o formă cât se poate de deschisă, de însorită, dar imediat a fost terfelită de aceste mineriade. S-au trecut mineriadele în clipa în care iar ni s-a deschis raza de soare. Au apărut acești politicieni, cum a fost Vadim Tudor, cum au fost alții, care au început să împroaște cu noroi sub o formă de patriotism, sub o formă de români adevărați, n-au făcut decât defavore în fața opiniei mondiale și a schimbat radical imaginea României. Altceva, prin presa dumneavoastră ați scos la iveală, și asta sunteți de felicitat, toate hoțiile și măgăriile care s-au făcut în țara asta, începând cu acel numit din Cluj Caritasul, care a dus imaginea României cât de simpli și cât de creduli sunt românii, deși românii n-au fost creduli, dar au fost dus în eroare prin fel de fel de metode, subtertipuri și fel de fel de ordinării, meschinării, să le spun. Am înțeles. Aveți întrebări pentru invitați? Așa. Întrebare. Domnul Cristoiu, de ce dumneavoastră ați început în unele emisiuni și ați început să prezentați istoria României adevărată, cu documente, cu anumite adevăruri puse pe înțelesul omului simplu, omului de pe stradă? De ce nu continuați? Bun, asta e tot? Domnul Tucă, vă rog. Vă rog din suflet, faceți, pentru că sunteți Antena 1, este emisiunea familiei noastre. Încercați să faceți și să aduceți istorici, să aduceți oameni politici de marcă care să prezinte istoria neamului românesc. Prin felul acesta. Dați-mi câteva exemple de oameni politici de marcă. Știu asta, nu, am spus. Nu aș vrea să jignesc personalitățile din cadrul emisiunii dumneavoastră. Ferească Dumnezeu, vorbesc pentru viitor. Iar referitor la o imagine a României, am avut un interviu la Radio Nord-Est în Roman cu domnul Văcăroiu acum câteva săptămâni, 2-3 săptămâni în urmă, și l-am întrebat: domnul Văcăroiu, ce ați făcut dumneavoastră pentru imaginea României peste hotare? Ați făcut lobby. Ce bani ați cheltuit prin lobby-ul acesta? Și mi-a spus: păi a făcut că țara este săracă, că bugetul a fost sărac, n-am făcut decât a dat 5 milioane de dolari pentru făcutul unei cărți care să reprezinte România. Și am spus așa, față de aceste 5 milioane care i-ați cheltuit, cred că de pomană, pentru că nu văd care anume persoană în străinătate va cumpăra o carte care costă 50 sau 60 de dolari, când 100 de mii de dolari putea să facă niște fluturași în care să scrie, cum scriu în toate aeroporturile internaționale, și în New York, și în Londra, și în Caraibe, și în Mexic, welcome în Ungarii. Și arată harta Ungariei, Budapesta și Balatonul. Să înțelegem că sunteți ziarist, da? Nu, domnul meu. Ați făcut un interviu așa. Pe stradă. Bun, vă mulțumim pentru telefon. Multă sănătate și succes în activitatea dumneavoastră și dați-o înainte că o dați bine, domnul Tucă. Bună seara, mulțumesc. Aveți toată stima și respectul meu. Vă mulțumesc mult, bună seara, în ceea ce privește emisiunile. Bună seara. Cu tematică istorică, o să facem astfel de emisiuni după sărbătorile de iarnă, după anul nou. Chiar vorbisem cu domnul Cristoiu pentru asta și rămâne ca dumneavoastră să răspundeți la întrebarea de ce nu explicați omului de pe stradă cum a fost cu istoria României. Asta, pentru asta trebuie să mă chem la o emisiune care să explic cum a fost cu istoria României. Cum a fost cu istoria României. Bun, răspundeți la întrebarea asta. Ce s-a întâmplat la Uniunea Europeană? Ce s-a întâmplat la Luxemburg? Da, mă văd obligat să repet ce am mai scris, dar probabil că nu toți telespectatorii. Cu siguranță. Ce scriu eu.
După părerea mea, la, ca și în cazul NATO, ca și la Madrid, la Luxemburg, a fost o bătălie între fostele țări comuniste pentru imagine, pentru binecuvântarea din partea Occidentului. Deci aici este foarte important și dacă îi ascultăm pe oficialii noștri, nu înțelegem nimic. Deci eu am spus că după 1989, din nefericire pentru aceste nenorocite țări din Est, jucate de Occident sau din prostia lor, ele în loc să se solidarizeze cum au fost înainte, au început o cursă din asta nebună pentru a primi brevete de premiant, coroniță. Și din start, trei țări au fost Cehia, Polonia și Ungaria, care, indiferent ce au făcut, ele au intrat premiul în Consiliul Europei, ele au intrat în NATO, ele erau și contau numai ele la această deci la acest consiliu, la această Uniune Europeană. Deci să ne lămurim, pentru că așa cum au explicat ei noștri, s-au explicat oficialitățile, nu s-a înțeles nimic. Deci putem să spunem și ei noștri. Deci noi în primul rând eram asociați la Uniunea Europeană. Au fost 11 candidate. Eu hai să le zicem 10 foste țări comuniste, că asta este, asta mă interesează. Deci care au vrut să înceapă negocierile simultan. Este foarte importantă această precizare, pentru că așa cum se scrie, dar noi să înțelegem că noi am început negocierile. De ce înseamnă începerea negocierilor? Înseamnă că pe buletinul Ungariei, pe buletinul ei, zic așa, că dacă ar fi o persoană, scrie așa, țară care a început negocierile cu de intrare în Uniunea Europeană. Pe buletinul nostru... Țară care așteaptă să înceapă... Nu se mai scrie asta, pentru că eu am văzut ziarele americane de a doua zi și a treia zi și deja se publică harta. Și harta spune țări care intră în primul val, țări care intră în al doilea. Noi de aia ne-am bătut. Să nu fie două valuri. E drept că inițial agenda 2000 era foarte brutală. Agenda 2000 spunea clar, sunt 5 bune, restul sunt proști. După părerea mea, nu există al doilea val. Există întotdeauna un val, primul val, după aceea da, un alt prim val. Deci asta este foarte important. Asta nu trebuie să explicăm de spectatorilor. Și așa... Noastră ați intrat vreodată în mare atunci când a fost al doilea val? Nu. Deci în cadrul... Sau când e al doilea val? Deci în cadrul bătăliei va fi probabil și al doilea și al treilea și al patrulea. Nu mare importanță. Deci este întâmplat Consiliul Europei. Prima dată au intrat preferatele Occidentului. Și era un mare lucru. După asta, după ce am intrat, noi am intrat și Ucraina. Problema nu e așa simplu. Noi vom intra în NATO? Domnul Mărătu, că în momentul în care noi vom intra, vom mai intra încă vreo 6 Azerbaijanul. Deci, important pentru bătălii, pentru investitorul străin, pentru neagion ăla din America, zice așa, Ungaria, ce avantaj are, zice el, înainte de a veni aici să investească sau da, să călătorească? Păi e în Consiliul Europei, e în NATO și a început negocierile cu Uniunea Europeană. România. Păi România ce este? E în Consiliul Europei, paragraful ăla l-a uitat, că nu l-a citit, că nu scrie nicăieri. Așa, în niciun dicționar, să știi, se va trece România, ai trecut în paragraful nu știu care din document. Și nici nu va fi trecută, pentru că deja s-a uitat că a intrat în ceva preaderare și nu știu. Deci este limpede. Ideal pentru noi era, și asta mă miră, că noi de asta ne-am bătut, zice domnul Cu, n-a zis așa domnul Emil Costănescu, că e nedreaptă acea agendă și că noi trebuie să intrăm printre primele alături de la 5. Sau dacă nu, se înceapă cu toate. Începeau cu toate și cu unele putea dura 20 de ani, cu unele... Ei, deodată au venit, n-am obținut asta, s-au întors înapoi și a zis, domnule, există ordinar succes, domnule. Am fost menționați acolo. Este să se uite, a doua zi gata. O să vedem dacă se uită. Avem pe cineva la telefon. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Mă numesc Cristian Iagăda și vreau să salut și invitații dumneavoastră, cărora doresc să le pun două întrebări. Vă rog. Prima întrebare. Aș dori să-mi răspund atât domnul Muncu cât și domnul Pistoriu la întrebarea ce este patria. Întrucât invitatul dumneavoastră de aseară, domnul deputat Radu Berceanu, n-a fost în seară să răspundă. Mă gândesc că poate în seara asta este în fața televizorului și e cu caietul de notițe în față și își va lua notițe. Ce este patria, da? Atenție, nu fac cu degetul. Pentru domnul Berceanu, nu pentru dumneavoastră. Vă rog. Așa, a doua întrebare. Dacă domnul Uncu și domnul Cristoiu în ziarele în care își
și, și arată talentul, ar putea face un lobby pentru un medicament contra bătăturilor, pentru că domnul ministru Herla cu domnul ministru Severin se cam calcă pe bătături pentru o chestiune, iar domnii ministri Valentin Ionescu și Ilie Șerbănescu plus domnul Sorin Dimitriu se cam calcă pe bătături. Vă cer scuze pentru... Nu, întrebări... Nu sunt chiar pe tema emisiunii dumneavoastră. Întrebările sunt interesante oricum. Vă mulțumim pentru întrebări. Eu vă mulțumesc, bună seara. Bună seara. Bun. Te sănătăți în dialogul de seară. A fost întrebare ce este patria. Ce este patria și l-am întrebat eu pe domnul Berceanu și mă rog. Eu nu o să spun o cuvânt mare. Spune, este un imens motiv de orgoliu. Adică, cred că e de ajuns, nu trebuie explicat. Nu e vorba nici de iubire, nici de cuvinte mari. Eu nu am oroare de umilire. Am și spus ca individ în raport cu alți români. Cu atât mai mult am oroare de umilire și de zgârnicie a mea ca român, indiferent că ăla e american, rus, chinez sau ăsta. Proști sunt peste tot și deștept sunt peste tot. Iar în legătură, ca să spun asta, în legătură cu presa occidentală, n-am niciun complex. Cât eram la evenimentul zilei, au venit tot felul de pițifelnici de pe la marile cotidiene, care erau la fel de proști ca și redactorii mei care se duceau la Folticeni. Adică se duceau la Intercontinental, treceau pe la mine, habar n-aveau de această țară. Acolo, dacă erau lesbiene, își găseau o lesbiană. Și știți ce e interesant? Că ziariștii români, în care, în momentul în care se duc în străinătate, sunt foarte conștiincioși în ceea ce fac. Da, de acord. Se duc în, nu vorbesc de o vizită prezidențială sau chiar și așa. Sunt foarte... Nu, dar am spus în sensul că nu sunt urmăresc, citesc... Deci urmăresc la zi presa occidentală și analizele lor nu mă dau peste... Da, dar aici se naște un paradox înainte de a lăsa... În sensul am spus că arunc azi de o secundă. N-am complexe. Puneți foarte mare bază în comentariile pe dumneavoastră pe ceea ce scrie presa străină, dar în același timp nu puneți bază pe ziariștii care le fac. Nu, eu spun, n-am complexe față de... Adică din faptul că cineva este redactor șef, chiar redactor șef la Mond, nu mă complexează. Atunci vă întreb altceva, pentru că v-am încurcat nițel și nu-mi place să vă încurc. Știți, de acolo, nu poți să spui, da. Vreau să vă întreb dacă cei care fac aceste comentarii de politică externă și care, cum să zic, subliniază atunci când e vorba de România, în felul în care subliniază, a spus și mai devreme, n-am intrat în Uniunea Europeană la o parte, dacă fac aceste comentarii cu profesionalism și trebuie ținut cont de ceea ce scriu ei. Și dacă din punctul de vedere al documentării reale, al României profunde, deci al României nuanțelor. Nu vorbesc de întâlnirile astea. Deci asta, nu, chiar și de vizitele. Deci ei stau foarte zdrav la documentare. Și e domnul, stau adevărul 2-3 politicieni la București. Însă, dată fiind suprafața lor, umblatul lor în lume, este foarte important, față de noi care nu avem, umblăm totul unele, se bagă în avionul prezidențial. Deci umblarea lor în lume, adică prezența lor la aceste reuniuni, că ei se duc la Hanoi, s-au dus cu Jacques Chirac, nu s-au dus cu Jacques Chirac, s-au dus la Hanoi să scrie despre drepturile omului. Lăsați! Dar, deci această perspectivă, umblatul ăsta prin lume și situația lor de aparținând unor mari cotidiene le dă o anumită perspectivă nu provincială care avem noi asupra evenimentului. Mm-hmm. Se așează cumva deasupra lucrurilor și le privesc de acolo, înțelegându-le mai bine. Domnul Marestu, că l-am scris în lumea văzută de romă ruptă în fond, dar cu unii l-au citit. Eu m-am simțit extraordinar când am fost la postul, cum a venit, la CNN, la Washington. Și a dus acolo, vede niște cetățeni care a zis, Și pe domnule Bill Clinton ăsta, oleo, ce o să pălăvrăgească zilele astea? Această chestie m-am simțit mândru că sunt jurnalist. M-am simțit de jurnalistul care nu avea niciun complex. Ce era Bill Clinton? Mă rog, niciodată. Da. Deci asta au ei. La reuniune internațională. Hai să-l ascultăm și pe domnul Muncu. Domnul Cristoiu a zis că patria e un imens motiv de orgoliu. Eu nu sunt specialist în definiții, dar... Nici nu trebuie să dea acea definiție. Și mi se pare că nu definiția clasică se așteaptă de la mine. Hai să zic atunci așa, patria pentru mine este motiv de iubire și de neliniște.
dacă asta este convenabil pentru cel care m-a întrebat. Da, nu pentru... Și în momentul de față mai mult de neliniște, pentru că iubirea pe care tot ce o purtăm, țării în care trăit, neamului din care naștem, iubirea asta este tot mai mult împinsă și îndepărtată. Vedeți că am început să fim mai puțin buni, mai puțin înțelepți, mai puțin înțelegători și mai departe, da? Există iubire față de țară pentru clasa politică de astăzi? O fi existând, dar nu prea se observă. Domnul Cristian. Eu nu văd să se facă acum în România, nu văd un om, un reprezentant al clasei politice, care măcar să se gândească la ideea de apostolat și la ideea de sacrificiu personal pentru destinul țării. Nici măcar în glumă n-aș putea spune despre cineva așa ceva. Nu văd pe niciunul. Domnul Cristoia. Eu aș spune nu că politicienii noștri nu iubesc țara, că asta este o noțiune așa. Noi nu avem, după 89, nu am avut mari, cred că una de marile ghinoane ale istoriei, sunt momente în istorie când se nimerește exact ce nu trebuie, așa cum s-a nimerit Nicolae al II-lea, exact când trebuia să crape Imperiul Țarist sau Ludovic al XVI-lea, când trebuia să crape, cum să spun, ăsta, Imperiul, Franța, de fapt. Deci, noi n-avem bărbați istorici, cum spune domnul Cutrone, deci bărbați care să vadă dincolo de ziua de mâine. Ce înseamnă bărbat istoric? Să vadă dincolo de ziua de mâine și mai ce? Domnule, multe vreau să spun ce înseamnă bărbat istoric. Bărbat istoric era domnul Dăianu. Dacă își dădea demisia. Vorbesc serios. Nu, asta e o profilie mai mică. Păi noi, nu, stai puțin, de-aia nu merg treburile în România. Hai să dau un alt exemplu. Aici am fost la emisiune că mi-am exprimat totala mea neîncredere în aceste mari personalități venite în guvern. Deci domnul Ilie Șerbănescu și domnul Daniel Dăianu, pe care Ilie Șerbănescu, aici de față, l-am văzut la emisiune, a spus așa, că nu trebuie dat al 13-lea salariu. Eu nu spun că trebuie dat sau nu trebuie. Doar asta era ideea lui, da? Da. Nu e un pițifelnic, e un mare gazetar. Bun. Nu se dă, se dă. Nu și-a dat demisia. Hai să trecem la alt subiect. Domnul Andrei Marga, colegul meu, a venit în București pe un cal alb în care a spus că, domnule, nici nu discută în legătură cu legea învățământului. Deci el era favorabil liniei Prunteanu, da? Da. Este Andrei Marga. Deci nu poți să spui că e primarul, nu zic din Caraga, nu vreau să-i zignesc, din, nu știu, din Panciu sau din Fălticeni, care domnule a ajuns la București, ce faci? Ei, cum a ajuns la presiune doamna Zoie Petre? A zis că doamna Zoie Petre a spus că linia Prunteanu, era o aluzie clar la Andrei Marga, nu e bună. L-am văzut după asta la ProTV, pe Andrei Marga a luat aia din scurt și a zis, ce părere aveți de declarația doamnei Zoie Petre? Domnule, și l-am văzut pe Andrei Marga, marele intelectual, marele bărbat, care în loc să dea un telefon imediat cum a apărut declarația doamnei Zoie Petre și să spună domnului președinte care l-a numit, domnule președinte, ori eu, ori dânsa. E limpede? Și am plecat, dacă nu e dânsa. Dacă nu o sacrificați. Bun. A început să le pe pierțe, că el e în guvern și că respectă problemele de guvernare. Vezi, domnul Marestu, că dacă ai avea bărbați care se riște să-și dea demisia, atunci trebuie să merge extraordinar în țara asta. Pentru că nu bărbați. Hai să întrebăm. Stai puțin. Bine că se deschide discuția asta. Pentru că, într-adevăr, se confirmă că fiecare națiune are conducătorii pe care îi merită. Prin ce se deosebesc cei care ne conduc de restul populației României? De restul populației României. Mă gândesc și la istorie și la prezent. Noi dacă am trecut o gârlă, am zis că am trecut Dunărea. Dacă am câștigat o bătălie, am zis că l-am bătut pe Sinan Pașa, sau mai știu pe cine. Și dacă l-am bătut pe Sinan Pașa, am zis că am câștigat un război împotriva Imperiului Otoman. De fiecare de când am făcut un lucru mărunt, asta e un dat istoric la noi. Un dat istoric care se naște dintr-o neputință istorică care ne-a ținut sub cei mari. Și atunci, de câte ori am făcut ceva, am tot încercat să arătăm mai mari decât suntem în realitate. Mai puternici, mai frumoși. Iar când am reușit, n-am fost noi de bine, ci alții. Așa suntem noi, așa ne sunt conducătorii. Nu se poate schimba. L-am găsit altul mai bun decât celălalt. Bun, o să fie mai bun decât celălalt, dar nu e altfel decât noi. Nu știu cum să spun. Acțiune de educare a românului pentru un destin nou nu se vede nicăieri. Nu se vede nicăieri și noi rămânem încă la ideea asta, exagerările care se fac tot timpul,
Tot din datul ăsta istoric este. Românul minte. Nu? Să știe că minte. Avem chiar o faimă că suntem mincinoși. Că nu ne ținem de cuvânt, că nu suntem condiționali. Între Imperiul Otoman, Imperiul Rusesc, Imperiul Austriac, cu nimeni nu te puteai bate, toți erau puternici, ca să supraviețuiești trebuie să încerci altceva. Cu sabia nu se putea, cu buzdugan nu se putea, că erau mai puternici. L-am mințit ca să supraviețuim și asta mi-a rămas în fibra națională, nu știu cum să spun. E rușinos, dar așa da, Mihai Viteazu, cred că n-a mințit, cred că a ieșit cu sabia de da, sunt, și da, sunt câteva exemple. Da. Marius Tocuite, apropo de vorba discuție, răspunde la următoarea întrebare. Vă răspund la toate întrebările. Nu, mă obsedează și nu în discuții. Apropo de bărbați istorici. Deci să luăm pe Ion Caramitru. Este unul din mari noștri actori. I-am văzut în 89 acel Eminescu după Eminescu. Un spectacol dumnezeiesc. Am și scris în noiembrie 89 în revista Teatru despre asta și în carte de eseuri, chiar indiferent de antipatiile mele politice în Napoleon, eu voi publica acel eseu. Bun. Acest om care n-are nimic de pierdut, dacă nu mai e ministru. Pe cuvântul meu, la care ceva de pierdut. Rămâne Ion Caramitru. Noi l-am văzut în situația penibilă, apărând la televizor și spunând regret că am semnat documentul. Bun, și care întrebare? Păi întrebarea este că cu asemenea oameni, dacă Ion Caramitru, care n-are nimic de pierdut, bun, domnul părerea mea este că sunt oameni care, în care au trăit într-un regim și n-au putut să ajungă să fie miniștri, n-au putut să ajungă să aibă funcții importante, și ceea ce se întâmplă acum le dă posibilitatea să facă acest lucru. Și poate că unii oameni în viață, nu știu dacă greșesc, simt nevoia că trebuie să ajungă și pe astfel de funcție. Mă rog, este un punct de vedere, nu știu dacă le... Dar înțeleg că a fost stare de vinovăție în toată povestea asta. Care a fost vina? Ce trebuiau să abjure în toate chestiunile? Da. Pentru că sperietura a fost supradimensionată. Vorbesc de cei trei miniștri. Da. A fost efectiv supradimensionată. Adică, ce se întâmplă? Nu, în această istorie spuneau că trebuie instalată monarhia, adică... Nu era afirmația directă că trebuie instalată... Să vorbesc despre superioritatea monarhiei față de alt... Dar nu că de mâine ne angajăm să... Sigur, asta nu, nici vorba de așa. Asta n-am văzut în textul ăla așa ceva. Dar atâta sperietură, domnule, poți să fii... Să-ți respecti jurământul față de depus pe Constituție, să-ți îndeplinești misiunea de ministru și să ai simpatii promonarhice. În ce constă vinovăția asta așa de mare? Adică să încetăm să ne extirpăm toate simpatiile din sufletul nostru pentru ca să devenim apți să jurăm pe Constituție? Este absolut. Da, mi s-ar părea firesc ca... Cred că aveți dreptate, dar mie mi s-ar părea mai firesc ca monarhiștii să se bată în ghilimele pentru monarhie. Încearcă din interior să surupere ideea de republică. Cum asta este? Dacă această chestiune este o chestiune incriminatorie, să ai simpatii pro-monarhice? Nu. Nu este. Pentru că dacă ar fi, atunci un partid monarhist, de pildă, ar trebui scos în afară lege, pentru că se abate de la Constituția țării care este republică. De acord. Este absurd. E absurd. Nu, domnul Codea, spunea următorul lucru. Ajungeam la de ce nu e carne de porc. De aici ajunge. Deci pentru că miniștrii aceștia, uitați-vă la acești mari intelectuali. Deci eu nu îi spun că era vinovat sau nu era vinovat, dar eu jur în locul lui Caramitru, fă chiar dacă era mă numeam Ion Cristoi, nu mă simțeam atât de penibil să mă duc la televizor să spun regret, că și spunea cu jumătate de gură, încât îmi dădeam demisia. Dacă Ion Caramitru era în stare să facă așa ceva, dacă Andrei Marga era în stare să spună ori eu, ori doamna zei pe trebuie, dar domnule, atunci... Nu sunt nici ajutați de clasa politică. Vorbeați de Deianu să-și dea demisia pentru cel de-al 13-lea salariu. Și... dar senatorii deja apucaseră să ia al 13-lea salariu. Ce să mai facă ministrul ăla? Mulți alte categorii... Argumente pe justificare lașității noastre... Nu, domnule, problema este că nici clasa politică nu ajută... E clasa politică alcătuită din acești domni care, repet, unul trebuie să găsesc un bărbat odată, unul care să spună, da. Domnule, deci domnul Victor Ciolo, hai să ne întoarcem, păi cum poți să am încredere, apropo de bărbați de stat, că lucrurile vor merge bine, când domnia sa îmi justifică, nici n-a pus ședință de guvern sâmbătă, ca nu cumva să iau o hotărâre în legătură cu ministrul de mere demisionați. Sigur deci, că da. În aceste vremuri e nevoie de bărbați.
Apropo, a spus o vorbă mare, de ce nu există porcul de Crăciun acum în România? Asta ține tot de cine face politica României. Cine conduce țara? Știți că s-a făcut la un moment dat sondajul ăla, sunt femei și, da, și femei. Banca Mondială, da? Da. Și toată lumea s-a ritins, nu e vorba de femei și de Banca Mondială, noi conducem țara. Foarte bine. De ce au dispărut crescătorile, câteva dintre crescătorile de porci în România? Pentru că femeii și Banca Mondială le-a tras atenția că acestea nu mai pot fi ținute și dispare, și au dispărut. Da. A fost logic sau nu a fost logic? Asta e întrebarea. Pentru că, uitați acum, dacă vă uitați pe ziar, o să vedeți, exportăm 1 milion de tone de porumb subvenționat de stat. Deci nu numai că avem un surplus de 1 milion de tone de porumb, dar pentru ca să-l putem vinde și ca țăranul să fie cointeresat, mai dă și statul ceva la asta, ca să putem exporta. Câți porți se puteau crește din acest 1 milion de tone de porumb? Nu vă mai spun. Numai că crezi că tot i-a dispărut. Da. Avem, înainte de a lua publicitate, avem pe cineva care stă de mult timp pe fir. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc Apostol din București, domnul Tucă. Da, domnul Apostol. Și mă bucur să vă pot contacta măcar telefonic și să nu să vă felicit, ci să vă mulțumesc. Da. Poate asta spune mai mult. Am o întrebare pentru domnul Uncu și pentru domnul Cristoiu de asemenea. Vă rog, domnul Apostol. Domnul Uncu ne-a vorbit despre momentul Visegrad și a făcut o comparație între România și Polonia la acea oră sau acum. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Dacă poate domnul Uncu, pe care îl respect mai ales pentru trecutul dumnealui, să ne facă o comparație la momentul Visegrad între domnul Iliescu și domnul Valesa. Da. O a doua pentru... întrebare. Da. Dacă ne poate da un exemplu domnia sa și foarte bucuros de mare om politic care la putere încă fiind recunoaște ca un eșec un tratat încheiat cu cineva sau o convenție internațională. Da. În ceea ce vrește pe domnul Cristoiu, pe care îl urmăresc de multă vreme, vă rog. Și nu cred că, sau nu am certitudinea că exprim părerea tuturor cititorilor domniei sale, și știu foarte bine că un ziarist sau analist politic trebuie să fie echidistant față de diferitele evenimente politice care se petrec în țară. Ceea ce constat la dumnealui însă, și este părerea mea, încerc să-l ajut prin aceasta, observ că devine din ce în ce mai contradictoriu, nu cu diversi oameni politici sau ajunși la putere, ci cu proprie dumneavoastră păreri. Nu am timp să-i dau exemple, dar ar fi foarte bine dacă ar revedea unele păreri de-a lungul timpului după Revoluție, nu cele dinainte. Și o a doua întrebare, dar să-mi răspundă, îl rog, așa cum îl întreb eu direct, practic și nu sub aspect diplomatic de prestigiu internațional sau altele, dacă domnia sa consideră că, să presupunem că Franța, ca un stat vestic, ar da vize pentru oricine de aici în țară, atenție la ce spun, în ce măsură ne-ar crește nouă, ne-ar îmbunătăți imaginea noastră europeană. Vă mulțumesc, domnul Tucă, încă o dată. Vă mulțumesc, domnul Apostol, pentru telefon și pentru întrebările pe care le-a spus. Bună seara! Bună seara! Domnul Uncu. Da. Deci prima întrebare, care era o comparație între Iliescu și Valesa, da, da, în perioada respectivă. Am să răspund puțin mai ocolit. În ianuarie 1990 am încercat să iau un interviu domnului Ion Iliescu. La data respectivă, domnul Gurean era consilier. Și în timpul discuției, în timpul întrebărilor și răspunsurilor care s-au dat atunci, domnul Măgureanu spune următoarea chestiune. Domnul Iliescu, n-ar fi bine, ca să discutăm de față cu presa, faptul că a existat un grup de cetățeni ai României care au pus la cale răsturnarea regimului, este vorba de grupul generalilor la care domnul Iliescu, care grup? De unde ți-a venit chestiunea? A fost așa, o discuție, o încercare, care nici măcar n-a reușit. Atunci n-am înțeles despre ce este vorba.
Dar după un timp mi-am dat seama că domnul Ionescu se dorea atunci emanat al Revoluției, nu exponent al unei grupe de diversiune care ar fi încercat. Deci îl scosese și l-aduseți în postul de conducător al statului Revoluția. Și acum comparația cu Lech Walesa. Domnul Ionescu s-a dorit ca emanat al Revoluției și a încercat să convingă o parte din populație. Lech Walesa chiar a fost emanat de mișcarea Solidaritate. Asta este comparația pe care o fac eu la data înainte de momentul de Vișegrad și pe tot parcursul ca poziție și ca autoritate politică între Lech Walesa și Ionescu. Și a doua întrebare, dacă știu vreun caz în care un politician da, în funcție așa a recunoscut eșecurile unui tratat sau... Păi tocmai asta e nenorocirea, că eu nu caut politicieni, caut oameni de stat. Și Churchill dădea o definiție foarte interesantă. Deosebirea dintre oamenii politici sau politicieni și oamenii de stat este că politicienii se gândesc la următoarele alegeri, iar oamenii de stat se gândesc la următoarea generație. Asta e deosebirea și sigur că n-am auzit politician să o facă, dar tot căutăm în jurul nostru oameni de stat și ne găsim. Da, domnul Cristian. Vreau să fac o nuanță la această chestiune cu eșecul. Deci, și vreau să nu se ajut. Într-un fel să completez pe domnul Uncu. Nu este vorba în legătură cu NATO și cu, repet, și cu Uniunea Europeană de un eșec al actualei puteri. Nici măcar nu este vorba de un eșec al fostei puteri. Repet, o să pun cu atât, până la plutonul de execuție. Sunt niște jocuri făcute sau niște simpatii, care sunt niște interese alegeri complicate. Eu ce nu sunt de acord, nu e faptul că se prezintă un eșec de victorie, că nu e vorba de un eșec. Și că nu mi se spune adevărul. Doamne, suntem apropo de eșec și succes. Noi plecăm amândoi pe bicicletă până la capătul străzii. Ne propune să plecăm pe bicicletă până la capătul străzii. Și la jumătatea străzii am căzut. Deci nu am mers până la capătul străzii. Așa e, da. Ne-am propus să intrăm în NATO. N-am intrat. Este așa că să recunoaște. Tatăl mi-a mișuat în încercarea noastră de a intra în NATO. Și s-ar putea explica și după părerea mea ar fi fost mult mai bine pentru poporul român și în legătură cu NATO. Dacă spunea, domnule, ce se întâmplă? Ne-am propus. Sunt, într-adevăr, cum am zis eu, și țări răzgâiate, nu era nicio nenorocire din punctul ăsta de vedere. Calculele, în momentul în care vezi că intră Bulgaria alături de tine, deci este limpede că vorbește, calculele au fost altele, totul depinde de noi. Nicio problemă, nu murim dacă n-am intrat în NATO. Adică nu văd, din potriva asta ar fi îmbărbătat într-un fel acest popor, dar îi se creează tot timpul această iluzie. Domnule, cum dacă intram în NATO, nu știu ce se întâmpla a doua zi. Avem nevoie de asta. Da, și ca să răspund. Vizele? Nu. Eu sunt contradictoriu pentru că eu nu sunt Mafalda, adică eu n-am certitudini. De cum era un vers de un poet al nostru. Doamne, frumos e, cine, al lui Geo Dumitescu, frumos e să ai certitudini. Da, Geo Dumitescu, da? Frumos e să ai certitudini. N-am certitudini, sunt contradictoriu. Încerc și eu, se vede mereu că se pipă, ce dracu se întâmplă, dacă nu mă înșel, că nu e bun. Deci aici nu văd. Iar în legătură cu vizile, am spus foarte clar. N-am zis că trebuia să ne dea vize. Am spus că în timp ce ăsta ne susura vorbe dulci despre președintele României, în timpul ăsta, noi români suntem trecuți printre pe primele locuri la riscuri de migrare. Adică în sensul ăsta am spus, în sensul ăsta că toate țările lumii își urmăresc, mai ales state, cu ferocitate interesele, nu pot fi nici condamnate, nici iubite, nici lăudate. Și că am nevoie de bărbați politici care când se duc acolo, știu, cum s-a dus Antonescu la Hitler, că nu au în fața lor, indiferent că le zâmbesc, că stau în capul ăsta, decât exponentul unei puteri care își urmărește la rândul interesul. Da. Și că nu există relații personale, sau există așa prietenii până la un punct. Da. Îmi dai voi o jumătate de minute să un lucru care pe mine m-a zguduit din punctul ăsta de vedere. Deci, asistentul lui Gorbaciov, Graciov, are o carte, căderea lui, ceva în genul, despre ultimele zile ale Uniunii Sovietice. Și acolo este o chestie
E extraordinar. Deci deja, era în 91, da? Deja Gorbaciov știa că el ți-n vine tare din urmă și că se prăbușește. Se duce la Madrid, când era întâlnit pentru reglementarea Orientului Apropiat și era, era încă George Bush, da? Era prieten, da, prieten, și spune, era un sadun așa, era la taclare, la taclare, George, ca om, zice, domne, ce să fac? Că simțea că vine el țin. Și George Bush zice, domne, luptă, nu știu ce. Și ca, după asta, George Bush se duce și dă telefonul lui Yeltsin. Deci își pregătea deja, cum să spun, relația cu urmașul. Domnule, prieten, prieten, da, da, relația cu urmașul. Aia pe mine m-a înfierat că, domnule, la nivelele alea nu există nici iubire, nici prietenie, nici... Mai alea. Ales la acel nivel. La acel, nu, dar și la nivelul cu noi. Domnule, nu există. Ăla, dacă da, poate, cum să spun, pentru că e un animal politic, te rade, cum să zic. Da. Cu zâmbetul pe buze. Hai să urmărim și cel al doilea calup de publicitate, după aceea vom continua discuția și vom intra de asemenea în legătură cu telespectatorii. Publicitate. O emisiune în care i-am ca invitați pe domnul